Mă bucur foarte mult că ți-ați putut veni astăzi. Eu nu înțeleg, dar de ce ne-ați chemat pe amândouă? Vă mai dau o șansă. Încă nu mă pot decide care bună este cea mai potrivită pentru fica mea. Desigur eu. Încă nu v-ați decis? Iar voi, dragi abonați, urmăriți-le foarte bine și scrieți în comentarii care bună să o aleg pentru fica mea. Eu mă duc, o zi frumoasă! S-a dus, gospodina. Dar ce nu-ți place? E gospodină, doamna. E destul de curat. Un pic așa e dezordine. Asta e curățenie la tine. La alte doamne strălucea tot. Dar aici e plin de praf. La cât timp liber avem, eu aș zice să facem ordine și să o ajutăm. E tânără, mămica. Ce bună ești! Eu să fac curat? Îmi plătește pentru asta? Nu înțeleg. Chiar vrei plată la fiecare pas? Bunătatea este foarte importantă. Ba, nu e corect. Eu de când muncesc, fiecare pas este achitat. Nu știu, eu m-am învățat să fac bine. Dumnezeu mă vede și îmi răsplătește pentru toate. Nu aștept chiar să fiu achitată la tot pasul. Și văd că n-am avut nimic de pierdut în viață cu bunătatea mea. Dacă n-ai avut, o să ai. Nu mai fi atât de naivă. Of, ce nu mai place mie aroganța. Hai, hai, fă curat, că te-ai angajat femeie de serviciu. Lasă, o ajut. E tânără și are nevoie de susținere. Dacă nu o să le susținem noi pe mămicile tinere, cine o să le susțină? Să le arătăm noi un bun exemplu. Bravo! Lucrezi două servicii cu un singur salariu. Ha, 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 ha. Lasă curățenia și du-te și vezi unde e fata, că nu se aude. Uf, dar unde-i oare? Uf, ierte cu pixul în mână. Dacă a scris pereții, oare n-a scris draperiile mobila? Vezi dacă nu ai experiență. Trebuie să stai cu copilul, nu să te axezi pe curățenie. Oricum tu vei fi vinovată dacă se va întâmpla ceva. Ai dreptate, puișor, nu ai scris peste tot. Vino la mine, haidem să ne spălăm. Uf, 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 ce ai făcut aici? A făcut și un pampers, poate o schimbi tu? Hai, descurcă-te, văd că ai multă experiență și bunătate. Ce ai scris tu toată pe piciorușe? De să ne schimbăm? Te rog frumos, dă-mi pixul, bravo, fetița mea! Cum te rogi să-ți dea pixul? Iar mâine o să te rogi să te asculte! Eu nu m-am rugat la copil, am vorbit cu ea frumos și mi-a dat pixul. Care e problema? Pune jucăriile la loc, nu ai voie să te joci cu ele! Hai, nu plânge, că mă doare capul! Nu înțeleg de ce strângi jucăriile. Cu ce să se joace copilul? Și ce să facă toată ziua în afară de a se juca? Ea face dezordine. Și dacă se lovește cu o jucărie, eu să răspund? Mie îmi pare că și tu exagerezi. Ia-o de pe minge. Vrei să cadă jos? Să stea copilul ca un stâlp sau cum? Prima dată văd așa ceva. Eu sunt femeie cu experiență și copiii, ca să fie în siguranță, trebuie să stea pe pat. Uțea, 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 uțea! Lasă, eu am grijă de ea. Opa! Bine, tu răspunzi. Haidem să ne spălăm pe mânuțe. Hai. Haidem să ne spălăm. Haidem să ne spălăm să fim curățele. Hai cu tante, hai. Te-ai scris toate pe piciorușe și trebuie să ne spălăm. Bine? Așa. Știi ce vreau să-ți spun? Nu e bine să-ți colorezi piciorușele. Ai înțeles? Da. Bravo! Să nu mai scrii nicăieri cu pixul decât pe hârtie. Ce vorbești cu ea? Ea te înțelege? Cum să nu mă înțeleagă? Ea este un puișor de om. Ea tot îmi înțelege, așa-i? Hai, ține mama! Vezi? Înțelege. Alinto, alinto. Eu nu alint. Eu îți
de 6 mânuțe, mai ai mânuță, 2 mânuțe. Câte mânuțe ai? 2, o mânuță și încă o mânuță. Acum șterge mânuțele. Unde sunt ochișorii tăi? Ochișorii unde sunt? Năsucul, dar ochișorii, bravo! Dar gurița, bravo, fetița! Haide! Da! Ne ducem? Da! Mă faci frumoasă? Hai, fă-mă pe mine frumoasă, după care eu pe tine te fac frumoasă! Ai, ai, ai! Hai, joacă-te la mine în păr! Ce vârstă ai? Stai pe jos! Ce educație dai la copil? Tu vorbești foarte mult, știi, o grămadă de teorie, dar în practică nu pui nimic. Eu stau cu ea și mă joc. Ce pot să fac toată ziua cu un copil? Stă cu minte, stă cu minte. Eu să fiu în locul tău, i-aș pune desene și ar trece timpul foarte repede. Să afle stăpân acasă că noi punem desene copilului, tu glumești? Cum va afla femeie? Cine îi va spune? Din experiența mea, niciodată nu s-a aflat nimic. Ești bucuroasă? Ce vorbește tante acolo? Dumnezeu ne vede, femeie. Eu sunt sinceră cu stăpânii la care lucrez. Dacă au spus că nu se poate, nu se poate. Așa e, bebe? Hai să te fac pe tine frumoasă, vrei? Hai! Hai! Of, să mă mai uit ce mai este pe rețelele de socializare. Ce interesant! Hai, fetița, haide! Eu, din câte știu, în timpul serviciului nu ai voie să stai cu telefonul în mână. Toată atenția trebuie să fie îndreptată spre bebe. Haide! Nu trebuie să fie toată atenția doar la copii. E timpul ca să mai trăim și pentru noi. Mie îmi place dacă muncesc, să muncesc în toată inima, calitativ, să se simtă toți bine. Și eu să mă bucur de rodul muncii mele. Hai să prindem părul. Wow, dar câte frumusețe ai aici! Ia uite, doamnă, câte frumusețe au ele! Așa, alintă copiii să crească niște alintături. Dacă cumperi câteva elastice la copii și agrafe, îi alinți, gata? Acum sunt alte vremuri, nu cum eram noi crescuți înainte. Să mă uit ce mai are doamna prin casă. Nu e frumos! Ce face ea? Prima dată văd așa ceva. Sper pe mine să mă aleagă, să fiu bună aceste micuțe. Îmi place de ea, mi-i drag de ea. Cât de dulce este! Privește aici! Ce poșetă! Voi cere majorare de salariu, pentru că are de unde. Mă uit căci nu duce lipsă de nicio frumusețe în dulap. E plină cu de toate. Nu ți-e frică să umbli în dulapul ei dacă află? De ce ești așa panicată? Nimeni niciodată nu o să afle nimic. E timpul pentru culcare, dar tu, puișor, vrei să dormi așa? Ei bine, hai dormi, eu îți voi cânta, la la la. Cum vrei tu așa dormi? Doar să dormi. Hai din aici să cânt. Ei, să dormi, da? Aici. Ea plânge, ea plânge. Stai liniște și dormi. Du-te de aici, las că nu ne culcăm frumos. Vrei pe picioare? Acolo vei? Hai acolo, hai, poftim cu jucăria. Vezi ce faci dacă o alinți? O alintă și mama ei și tu o alinți. Lasă să doarmă, ce să plângă? Hai vin aici pe pernuț, ne culcăm aici pe pernă. Hai, hai te rog. Hai vin aici. Cu așa alintătură de copil nici nu vreau să stau. Mă concediez. Pa! E cel mai cu minte copil pe care l-am văzut până acum. Ea chiar s-a dus. Ce să spun doamnei? O să zică că eu sunt vinovată, dar eu nu am nicio vină. Cum îi vom explica? De ce s-a dus doamna? Ce naivă e!
Crede că m-am dus. Mă va crede, nu? Ce să fac? Voi spune tot adevărul. Ea va fi concediată și eu voi rămâne. Am un plan.